Lămurind lucrul ăsta, planul lui Dumnezeu cu copiii în aspectele fundamentale, haideți să subliniem puțin, că deja am intrat spre finalul primului punct, să subliniem puțin de problemele contemporane, să conștientizăm puțin din modul în care vedem noi, în societate, în biserică chiar, care sunt poate atacurile celui rău, ideologiile, filozofiile, chiar și între noi credincioși, poate între familiile de credincioși, în biserici, în societate, în lume, care sunt problemele raportate la copii, probleme contemporane care țin de familie, care țin de copii, atacurile celui rău. Pavel spune că noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Da? Și poate să fim un instrument în mâna lui Dumnezeu în episodul ăsta, să-i ajutăm pe ceilalți să vadă unde și-a concentrat satana forțele. Ce se întâmplă sub ochii noștri? Și la un verset pe care îi spune Dumnezeu lui Timotei, îi spune Pavel lui Timotei, unde îi spune că în vremurile din urmă vor fi copii neascultători de părinți. Dar eu mă întreb așa și cum a ajuns copiii aceștia neascultători în vremurile din urmă? Uh-huh. E o predispoziție care apare în viața copiilor din punct de vedere istoric la vremurile din urmă? Sau neascultarea aceasta e înnăscută în copiii noștri? Uh-huh. Care este problema de este accentuată această neascultare? Și ne întoarcem la cuvântul Dumnezeu să înțelegem că, de fapt, părinții sunt problema. Da. Și problema contemporană a vremurilor noastre de astăzi, eu unul observ și cred că și tu observa lucrurile acestea. Problema copiilor neascultători pornește chiar din familie. Uh-huh. Și din lume, și din biserică. De ce? Uh-huh. Pentru că nu avem perspectiva aceasta biblică asupra copiilor. Suntem preocupați cu foarte multe lucruri. Poate din pe plan material și am auzit foarte mulți expresii, măi, vreau să m-am, să drec, să copiii mei și e expresia aceea, să nu suferi copiii mei cum am suferit noi. Da. Eu totuși m-am uitat așa la familia noastră, că eu, tu poate nu știi așa mult, dar că erați copii, voi n-aveați probleme. Eu de multe ori ne sculam dimineața și mămica ta, soția mea, spunea, măi, nu știu cu ce să încep. Nu, mi-aduc aminte. Nu știu cu ce să încep, cu să fac mâncare. Cu ce ar fi? Știi? Și acum am rămas cu traumurile acelea din trecut. Mulți știu că au fost greu într-o măsură mai mare sau mai mică și zic, domnule, copiii mei să fie. Uh-huh. Adevărul este că voi v-ați sculat, ați mâncat, v-ați culcat tot sătui, dar adevărata voastră nevoie sau adevărata nevoie a copiilor este să le dai atenție, uh-huh, să te ocupi de ei, uh-huh, să-i observi, să-i analizezi, vezi unde, care sunt nevoile lui, care sunt lucruri de corectat în viața lui, uh-huh, care sunt lucruri sfatului pe care trebuie să le dai, trebuie să fii acolo cu ei. Nu pâinea aceea de toate zilele e problema, ci este problema păcatului care începe să mugurească în viața lui. Iar eu ca și părinte sunt responsabil pentru lucrul acesta. Deci eu cred că una din problemele contemporane este că ne-am defazat de, uh-huh, pe nevoia spirituală a copiilor, uh-huh, și ne-am focalizat pe nevoia materială. Să le dăm, să aibă, și de asta am intrat în multe case, am găsit o cameră plină cu jucării, plină, și am zis, Doamnă, ce scoate atâtea jucării aici? Na, copiii mei să aibă, că aveau de unii cu vara. Ce am făcut cu voi? Aveam 3 cutii cu jucării, niște cutiuțe mici, așa, căpăta de pe aici pe acolo, și ne-a dat Dumnezeu înțelepciunii cum să facem ca să nu investim în jucării, că nici n-aveam, dar erați tare fericiți cu acele cutii. 2 cutii erau puse la rezerve și cu una vă jucați. Luați fiecare, împrăștiați, că am văzut că vă plictisiți de acele cutii, am adus altă cutie. Când vedeați cutia nouă cu jucării, alea vechi, iar era bucurie. Părinții de astăzi, cred că... Și nu le zicem că băieții mei după 30 de ani se facă cu niște un fel de Lego mai mare, așa, cu care ne-am jucat noi acum 30 de ani. Exact. Ceea ce sublinez este că la un dat sunt unii părinți care fac zei din copiilor. Uh-huh. Adică muncesc cu disperare să-l vadă fericit. Și m-am uitat odată la un copil care avea o mașină de asta cu baterii și mergea. Au mers el cât au mers, plictisit. Tasul era, părinții erau tare fericiți cu copilul lui. Erau mai fericiți ei decât. Și el la un moment dat a lăsat că a văzut alți copii că se jucau cu altceva. A lăsat mașinuța lui și s-a dus cu aia. Nu era interesat. Auzi, îl lasă 20 de milioane și se duce să joace în nisip și în noroi cu prunci și cu bețe. Exact, da. Da. Ce să mai spunem? O altă problemă contemporană care o găsim este că preluăm din societate aspectul acesta al performanței. Mhm.
să fii bun la școală, să înveți, să ai note bune, să ajungi, să fii primul pe clasă și cu tare și cu tare. Și atunci noi aducem în biserică standardele acestea neapărat. Măi, voi trebuie să fiți buni, trebuie să învățați, să nu fiți, să mă faceți de rușine și cu tare. Și copiii cresc cu niște... Cu filozofii în capul lor că ei trebuie să ajungă undeva sus. Pierd elementul spiritual. Mă, de ce mergi tu la școală? Trebuie să înveți să fii bun. Corect. Dar nu uita un lucru. Tu acolo la școală trebuie să fii unul care să-L prezinte pe Hristos, să-L vadă copiii. Bă, noi facem dansuri. Unul din nepoții tăi, nepoții mei, așa a venit doamna și a spus să facem dansuri. Băiatul foarte rapid, pe loc. Eu nu mă duc la... Dar de ce nu? Nu-ți place? Ăsta e motivul că nu-ți place? Nu. Nu te lasă mama? Nu. Dar de ce nu vrei? Nu. La noi nu se face. Nu găsesc plăcerea în aceste dansuri. Copilul mic, în clasa a doua sau a treia era. Da. Înțelegi? Deci societatea vrea să aducă standardele ei, iar noi aducem standardele Scripturii. Și copilul, învățând lucrurile, îi va fi ușor să facă față la provocările care vin din această lume. Apropo, dorința de a fi primul. La un moment dat ajungi, crești copilul, e mare, face și liceu, face și cutare și ajungi și la facultate și te întrebi ce am reușit, ce am realizat. Uh-huh. Dar dacă copilul este pregătit să-L mărturisească pe Domnul, să-L facă de cunoscut. Iarăși una din nepoțelele noastre zice, eu stau la ora de religie la școală, știi? Da. Ești din adunare. Și ce faci tu la ora de religie? Zice, eu scot Biblia din gând, și citesc în Biblie. Da. Foarte frumos. Da. Foarte frumos. Dar de ce ești scos tu Biblia? Păi din biserică, din familie a fost învățată că Biblia este cartea cea mai importantă. Pentru că un copil în clasa a treia scoate Biblia în clasă și citește din Biblie. Nu-i rușine. Pentru că ăsta este lucru pe care noi trebuie să-l imprimăm și copiilor noi, să fie rușine, să facă lucruri în mod natural. Iar când vor merge? Vor merge la liceu, vor merge la facultate. Dar poartă obiectivul acesta sau poartă această preocupare. Eu sunt al Domnului și îl slujesc pe Domnul. Că am, că nu am. Că o să ajung sus, că o să ajung în eu știu pe unde. Eu fac ceea ce Dumnezeu face. Provocările din punct de vedere, provocările contemporane, este că societatea vrea să ne focalizeze pe performanță. Trebuie să ajungem în vârful piramidei. Și ce să ajungă în vârful piramidei? Ce să fac acolo? Când spunea odată, citeam odată despre un mare sportiv, că a ajuns, s-a luptat să ajungă sus. Și când am ajuns, și reportul, și ce ai găsit acolo? Cum a fost acolo? Păi că m-am uitat în jur, n-am văzut nimic. Da. Adică, da, dai, da, 10 de ani din viață, asta e riscul. Exact, exact. Dar aș întări o idee și aș scoate puțin în evidență și anume că ai menționat faptul că trebuie să înveți, trebuie să ajungi sus, trebuie să te preocupi, trebuie să te ocupi și de lucrurile materiale la copii și așa mai departe. Să nu ai bine vreo idee năstrușnică că am vorbit despre altceva. Dar pentru ce? Adică dacă fac performanță ca să mă folosesc de aia ca o platformă pentru Dumnezeu, exact, pentru împărăția Lui. Problema este că asta este deviația despre care vorbește acum. Problema este că am pus performanța, că am pus învățatul bine, că am pus lucrurile astea deasupra lucrurilor spirituale. Cum știm? Îți dau un motiv foarte... sau o modalitate foarte simplă de a vedea. Unde sunt copiii tăi, soră? Să pregătesc pentru examen. Dar acum unde sunt? Are un test mâine. Dar acum unde sunt? E la fotbal acum. Da, acum unde sunt? E la not. Da, acum unde sunt? Acum are un recital la vioară. Da, acum unde sunt? Ce îl înveți tu pe copilul tău? Este mai important recitalul la vioară? Tu îl înveți! Nu îl învață nimeni altcineva. Tu îl înveți. E mai important să te ridici, să faci compromisuri pentru o perioadă. Asta este. În lumea asta nu avem ce face. Trebuie să facem compromisuri ca tu să te ridici. Tu ai spus foarte clar copilului tău, sufletul tău este mai puțin important, biserica este mai puțin importantă, cuvântul mai puțin important. Orice ai încercat să-i spui copilului tău după aceea, tu ai spus altceva prin modul în care tu l-ai crescut. Și semănăm în mintea copiilor, fără să ne dăm seama, dorința de a ajunge vedetă. Uh-huh. Am ajuns în multe familii, prin natura muncii mele, am ajuns în multe case. Și când am intrat în camera copiilor, pereții erau plini cu diferite staruri. Cu tare.
Bă, de ce ai pune tu lucrul acesta? Da. Pentru că acela a ajuns niște, a făcut ceva în viața lui, s-a remarcat prin ceva. Și tu pui ăla pentru că ai vrea și tu să fii. Nu mai spunem că la un moment dat au venit prin adunare băieți cu anumite frizuri, pentru că vedeta cu tare, știi, am găsit tot felul de perciuni pe o parte. Tot felul, mă uitam, zic, băi, nu au văzut frizerul, că mi-a rămas niște resturi de așa. Nu, așa, de ce? Pentru că a văzut în cineva, așa, și copilului s-a lipit inima și ar vrea să fie și el ca ăla, că au ieșit în evidență. Pe când noi, da, învățăm. Noi, da, urcăm pe treptele acestea ale societății, cu, prin învățare, prin promovare, prin, eu știu, prin diferite școli. Dar noi urmărim altceva. Mm-hmm. Eu mă pregătesc să învăț o meserie, mă pregătesc să învăț să fac ceva în viață, pentru că prin câștigul acela, eu vreau să-mi întemeiez o familie și vreau în casa mea să hrănesc niște copii pe care să-i pregătesc mai departe și pe ei să ajungă niște oameni care să lucreze pe pentru Hristos, să-L promoveze, să-L mărturisească pe Hristos. Și un alt lucru, dacă ajungi să fii, să faci o facultate, să ajungi în anumite domenii de activitate, să lucrezi, păi acolo de ce ai ajuns? Dacă ajungi să fii, să zicem, profesor, ce faci? Tu doar, ăsta e scopul, să predai? Da, predai. Dar tu ai un scop mult mai înalt. Da. Tu acolo, la copii, poți să le arăți ce înseamnă un om care are altă motivație pentru care face muncă. Poate să ajungi în, eu știu, în administrația orașului. Ce faci tu acolo? Doar faci contabilitate și semnezi din știi sau așa? Tu faci altceva. Obiectivul tău, dorința ta, trebuie să fie cu totul altceva, să-L promovezi pe Hristos. Poți să ajungi în Parlamentul țării. Ce faci acolo? Îi chem pe parlamentar, băi, veniți la rugăciune. Eu știu că voi vă credeți Dumnezei, dar uitați, vă spun aici că cel mai mare și cel mai care îi scuvine toată lauda, cinstea și gloria și care este stăpân absolut în lumea aceasta este Dumnezeu, nu voi. Azi ești aici, mâine poate să puteți nu mai fi. Și sunt parlamentari de-a noștri care merg la timpul de rugăciune, înainte de a începe sesiunile parlamentare, fac niște lucruri extraordinare și îl mărturisesc pe Domnul acolo. Da. Și în felul acesta. Uite, aș vrea să încheiem episodul ăsta mai atacând o problemă care zici că e mai mare decât toate. Și anume, ura societății noastre față de procreere, față de nașterea copiilor. Ura. Care se manifestă prin acest holocaust al avorturilor și această ură care, mi se pare mie, și pot să confirm sau să infirm, s-a strecurat în biserică, dar sub alte forme. De exemplu, și poate, Matale, poți să mai dai exemplu. Poate îi ajută pe unii care spun lucrurile astea fără să se gândească la ele. Poate, nu știu, le scapă pentru că în inima lor poate nu este ură, dar este așa o frică, știi? Vai, dar iar ești însărcinată. Știi? Mama aia cum se duce acasă? Păi, s-o speria, când au auzit că sunt însărcinată, loc toate să se bucure, să se întâmpine, să se... Știi? S-o speriat. S-o speria că m-au văzut însărcinată. Știi? Ceva nu este în regulă acolo. Da, o altă, aici o altă, într-adevăr, o altă problemă, influența pe care o aduce lumea chiar în viața de familie și chiar asupra părinților. E o mare problemă. Aici aș mai menționa și faptul că noi, în loc să fim cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi, care ne ține în echilibru, ne ține pe temelie. Temelia cuvântul, temelia noastră ca și oameni este cuvântul lui Dumnezeu. De acolo ne tragem ceva. Ei, aplecăm urechea spre lumea aceasta în care noi, în societatea în care noi trăim. Auzim și surorile noastre, de la oameni din lume, de la vecini, de la cine știe ce. Și ca și cum copiii, prea mulți, greu, creează un disconfort. Și surorile noastre poate să preia lucrurile acestea, dar nu l-au preluat din Scriptură. Că nu găsește în Scriptură acolo unde zice, băi, ce cu familia asta? Are 12 copii sau are ca și Iacov? Băi, Iacov, băi, dar părinții tăi au avut numai 12. Acum să speri, mi s-a întâmplat mie. Deci noi am ajuns într-o zonă că, acum, câți copii sunteți acasă? Sunteți 9. Să speriau. Acum zice, dar toți 3 sunt ai dumneavoastră? Stai, Doamne, că n-am 10. Da, da. Am 3 copii. Minim, m-am întrebat dacă eu am toți 9 copii cu aceeași soție. Da? Da. O singură soție și... Da, e într-adevăr, asta e o mare problemă și de mult... Da, vedem, pe vremea când eram mai... Am început viața de căsătorie, vedeai foarte multe familii în biserică, în afară mai puțin, dar în biserică vedeai foarte multe familii cu mulți copii. Ce s-a întâmplat astăzi? Vezi foarte multe familii cu un singur, cel mult 2 copii,
Ceea ce arată că societatea reușește să pătrundă în biserică. Că nu din Scriptură, am înțeles. Nu din Scriptură, da. Nu. Bine, da. Unii motivează... Deci noi nu vorbim de cazuri medicale acum, dar nu vorbim despre cazuri medicale noi. Că cei mai mulți nu sunt din motive medicale. Deci nu suntem absurd să... Acum să... Da, unii vin și doctorul mi-a spus că nu pot avea copii, știi? Da. Și că n-am să pot naște și să trebuie să vin la cezareană. Da. Dau exemple la surori care le cunosc. Zice, măi, așa m-a amenințat doctorul și zice, am făcut 6 copii, chiar dacă eram înaintat în vârstă, că s-o măritat mai târziu, și zice, am făcut 6 copii. De multe ori am zis, Doamne, veniți repede, că era pregătit pentru cezareană. Nu a mai apucat să vină doctorul. Până să vină doctorița să facă cezareana, deja copilul era acolo, își dădea semne victorioasă, era că am scăpat, am ieșit cum a trebuit.